Proiectelor de hotărâre din ședința de astăzi, 28.1.2021. Bun. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier David Petrică, președinte de ședință pentru luna februarie 2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare locale pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea consumului de apă la nivelul Comunii Târgu Totuș, județul Bacău, inițiator primar Comunei Târgu Totuș. 4. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a Comunei Târgu Totuș, județul Bacău, al unui bun imobil. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Local Târgu Totuș și a cheltuielor pentru protocol conform normativelor în vigoare. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. 7. Proiect privind scoaterea din evidențele fiscale a unui proces verbal de contravenție și scăderea sumei de 500 de lei cu titlul de amendă contravențională a unui contribuabil decedat. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în cuantum de 1000 de lei, cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2021. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de sarcini, indicator de performanță și contractul de gestiune delegată pentru activitățile de curățat și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune acestora pe timp de polei sau de înghieți și aprobarea caietului de sarcini, indicator de performanță și contractul de gestiune delegată pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, da. Și deratizare pentru serviciu public de salubrizare al Comunei Târgu Totuș, județul Bacău. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 20 de metri pătrați, care face parte din imobilul cu număr cadastral 60507, aparținând domeniului privat al Comunei Târgu Totuș. Inițiator primar Comuna Târgu Totuș. Proiect de hotărâre privind transparența decizională în primăria Comunei Târgu Totuș. Inițiator consilier local Leniel Iulian. Punctul 2, 12 diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Supunem la vot aprobarea procesului verbal din ședința din 21.12.2020. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, este ca domnul Michel, nu? Deci 13 pentru și o abținere. Așa. Deci, cu regulă,
La numărul 1, din ordinea de zi, proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Numărul 2. Din ordine de zi. Cine este pentru? Dacă sunt discuții la punctul 1. La punctul 2. Dacă sunt discuții, comentarii. Mai e cineva? Comentarii la punctul numărul 2. Are cuvântul domnul Bacar. Da, mulțumesc. În nota de punct de numere, dată de către doamna director, am și poate fi introduși, zice în felul următoare. Rețeaua este compusă din 208 elevi pe Dumnezeu, 11 clase, 197 elevi punta, 10 clase, 18 preșcolari, cuprins în grădinți cu program normal pentru trotuș, cu două grupe și o grupă combinată. Da? Și mai zice la Sultan, grădință cu program normal cu trei grupe. Dacă ne uităm în tabel, observăm că în tabel nu apare grădința din Sultan. Până întrebarea, orice ce. Într-o întrecedere separată, nu e în cadrul școlii, trebuia să apară grădinița din totul ca funcțional. Deci doamna directoare recunoaște acest lucru și este ceva real. De ce nu apare în acest tabel? Sau poate, cu acceptul dumneavoastră, să adăugăm la acest tabel și grădinița din totul. Domnul președinte, și eu de ce? Pentru că, domnul Bocar, știți că forma asta de rețea școlară este de... Eu de când am venit în primărie așa era. Și de ce nu spate schimbă? Și fiecare an avem aceleași discuții. Inspectoratul școlar, acolo, este cel care a modificat structura. Dacă vă uitați, în preambul așa, este pus și avizul de la inspectorat pentru structură. Noi nu putem interveni, noi facem doar propuneri, da? Și avizul ne-a venit pentru urmă la școală. Dar nu-i cuprins. Și în caz de ceva cu un copil, zice, domne, dar noi nu avem rețea. Nu avem grădință. Nu pot să mă dereagă. Atunci și cole, adică de acolo sunt plătiți elevi, învățători, adică... Păi și la totuși nu-i tot la fel, cine e în cadrul? Dar sunt separate, sunt locații separate. Și la totul nu-i locație separată? Sunt cam în aceeași și acolo. În aceeași încetă. Asta e... Facem o adresă la inspectorat. Conform. Discuții care așa, să vedem cine răspunde. Nu. Eu, părerea mea, este iar revenim la aceeași discuție în fiecare an. Eu am solicitat aviz. Avem avut favorabil de la inspectoratul structura asta. Deci nu putem acum să ne la cine am trimis proiectul, da? Conform cine am trimis doamna directoare. Și acum am intrat cu mea. Doamna directoare n-a modificat ce a fost realizat din anii trecuți. Și când în inspectoratul face modificări, ne poate. Doamna directoare, în nota de fundamentare, scrie clar. Păi scrie, normal, în două ani, cu trei grupe. Dar trebuie să nu mai două grupe. Eu știu de unde sunt problemele. Sunt mai vechi. Tot timpul erau discuții că nu se poate angaja femeile să vorbiți cu normă dreaptă pentru grădiniță. Sunt diverse probleme, într-adevăr, dar rețeaua asta e. Inspectoratul este cel care a acumulat grădinița cu școala la punta. Deci, n-a fost o decizie locală. Orice accident va răspunde, nu? Educatorul care e acolo, învățătorul, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva. Dacă chestia e cadastrală, cum este? Diferit grădinița de școală sau... Factor administrativ e diferit, pentru că sunt locații diferite.
Da. Păi și pușa de ce nu apare? Dar să, hai să nu confundăm un program, că în rețea școlară nu vorbim de rețea administrativă, da? Noi, eu am vrut să renunțăm și la Vinșoara acolo, să aducem elevi aici și nu au vrut. Pentru că vă dați seama, sunt, nici nu sunt 10, sunt mai puțin acolo. 10. Dar am înțeles că mai plecat acum cineva la Târgu Ota. Deci pentru 10 copii, încălzire și hai, toate lucrurile. Și am să-i aducem aici, că nici aici nu-i plin. Și nu au vrut ei. Nu au vrut inspectorat. Adică... Astea sunt vorbile de da. Da. Deci avem avizuri pe proiect, eu nu am vizuri pe proiect. Are cuvântul domnul Paleu. Da. Această estimare de elev este reală care este trecută aici. Mi se pare foarte puțin. Da, da, e reală. Și va fi din 5 mai puțin. Exact. E reală. Și avem numai 42 de preșcolari în toată grădinița. Din tuta. Din tuta. Da. Păi numai noi avem mai mulți, clasă 22 de... Sunt mai mulți. Eu zic că nu este cea mai mare. Da, dar vorbim de rețeaua 2021-2022. Deci noi ce aprobăm pentru an, da? Cursul ăsta, acestui an, cu care deci, septembrie. Deci noi nu aprobăm. Noi aprobăm din septembrie ce este. Noi am aprobat anul trecut ce a fost, acum aprobăm pentru ce va urma. Pentru ce va fi. Ce va urma. Și ei preconizează conform graficului că atâta e... Atâta o să fie. Da. Deci, supunem la tot... Da, domnul președinte, dar și mai avem. Că aș vrea să vin cu câteva completă, dacă este posibil. Bun, eu întotdeauna am cerut, pentru că ar fi bine ca să știm dacă doamna directoare a făcut conform legislației o notă de fundamentare, că așa este, da? Aș vrea să știu cine a întocmit până la urmă tabelul. Doamna directoare și de aici a plecat din zona noastră sau inspectoratul îl propune pentru aprobare. E o diferență. Dacă doamna pune sau inspectoratul ne propune. Da. În al doilea punct. În alți ani, eu am văzut că pentru preșcolar, școlar și ce era aici, era prevăzut și câți profesori, educatorul să fie pe copii, pe grupa de copii. Acum văd că nu se mai menționează. Deci noi nu știm. Întotdeauna ne băteam. De ce spun? Pentru că de aici devine eficacitatea profesorului sau educatorului. Deci, ca atare, întotdeauna am considerat că este bine ca doamna, la acest punct, întotdeauna am spus, din punctul meu de vedere, ar fi fost bine ca doamna directoare să vină să ne prezinte, pentru că este în domeniul ei și este activitatea ca director acolo a ei, știe mai multe, pentru că aș fi și întrebat. Noi aprobăm în fiecare an. Deci, că asta este logica, trebuie să aprobăm. Dar aș fi vrut să văd și eficacitatea copiilor și a profesorilor. Deci asta era pentru mine un lucru care voiam să știu. Pentru că asta este normal. Am avut caz în care profesoara a venit și a spus că, domne, a intrat în clasa întâia, mi-a intrat în clasa întâia, eu muncesc extraordinar de mult, pentru că până acolo, efectiv, aproape este zero. Deci eu trebuie să iau de la început și nu pot sunt achisace. De unde știți de mai ați vorbit cu copilul? Că, adică astea sunt niște chestii care... S-au cumpărit de copil. Domnul primul. Nu. Adică dumneavoastră vreau să vă răspund. Haideți să nu uitați. Să ne menținem la... Spuneți. Dacă v-a uitat atent în materialul care mi-am pus la dispoziție, este o adresă de la inspectoratul. Tip, da? Cu cap de tabel, așa. Inspectoratul trimite către noi. Către școală. Da? Exact cum a cerut inspectoratul, așa s-a făcut nota de fundamentare de la școală. Dar eu n-am spus că nota de fundamentare. Ați întrebat de procedură. Cine îi face? Noi sau inspectoratul? Deci la solicitarea inspectoratului școlar se transmite de către OAT proiectul de hotărâre pe baza notei fundamentale de la școală. Eu am văzut și de la inspectorat, am văzut și ce a făcut doamna. Eu n-am spus că nu este corect. Eu am întrebat. Deci cine a făcut până la urmă? Pentru că în alți ani, tot înseamnă că ceva... Dar aceeași procedură este.
Păi nu, pentru că în alți ani, de exemplu, aveam pentru 43 grupe, aveam precizat cărți educatori avem, da? Dar ăsta este modelul și nu am înțeles. Dacă e așa, de cap de tabelă, nu am înțeles. Deci, supunem la vot. Punctul 2. Din ordinea de zi. Cine este pentru? Maxim. Deci 13 pentru. Nu, 13 pentru. Și o abținere domnul Mocav. Punctul 3. În comentarii la punctul 3. Domnul Calău. Am șurut de acolo? Da. Domnul Calău. Are cuvântul domnul Calău. Se pregătește domnul Calău. Planșorile care s-au făcut în trecut, da? Da. Aceste branșări solicitați să fie scoase de populație la 2 metri. La 2 metri în față de linia de proprietate, da? Acești să zicem abonați ai la apă care au fost prin prima tranșă raportați la sistemul de apă, n-au primit niciun contract. Ei n-aveau de unde să știe aceste reglementări că trebuie să fie acolo contorul de apă. Sunt unii care au turnat betoane în curți, care și-au făcut construcții nivelate și aranjamente prin curți și acum nu putem, cred că, să-i punem să strice și să iasă la 2 metri de porți. Ba, o să putem, domnul Pavel. Pentru că dacă și-o turnat beton s-a făcut pavaj, poate să ridici un metru pătrat de pavaj, să dai betonul frumos, în față, sapă, și doar în pereții, nu trebuie să spargă tot. O tăia pe la coartă, face. El trebuie să știe pe unde ce merge conducta. Tai conducta, pune ceasul, și să, poate să-i rămână și ceasul ăla, nu nimic împotrivă. Noi avem, pentru că sunt prea multe pierderi la apă. Și atunci zicem, bă, ce sunt, ori pierderi, ori furturi. Ca să anulăm costul. Okay. Să anulăm toate chestiile. Că dacă dumneavoastră, acum știți cum e, aveți, n-aveți la 2 metri, aveți la 3 metri. Adică nimeni nu ia furt. Dar sunt care au un beci, sunt care au în grădină, sunt care au la 15 metri. Adică între conducta. Nici nu putem să-i lăsăm dacă metri. Are 5 metri. Nu domnule, că dacă ai 5 metri, la duci la 1 metru, jumate. Eu am zis maxim 2 metri. Am lăsat-o. Normal, legea zice limita proprietății, da? Am înțeles. Dar acum știți cum e, la limita proprietății, nici eu nu sunt. Eu am cam 1,5 metri cu contorul de la cu ceasul. Aceste costuri vor fi suportate de către primărie sau de către locatari? Deci nu vor fi suportate de către primărie. Are cum primăria. Adică la noi când am schimbat la Târgu Trotul și 400 de monoare, cine a suportat? Am înțeles. Nu? Cetățean, adică... Și acum și logic vorbim, nu? E1 scoate toți contorii la limita proprietății. Nu? Apa la fel. Adică trebuie să duci omul, poate intră în beci acolo și îi dă cineva în cap. Gazul la fel. Gazul la fel, adică toate lucrurile trebuie... Am înțeles, nu zic că sunt spețe în care este ascuns, în care este contorul pus în așa fel că nu este accesibil, dar... O să fac bypass-urile care... Unde sunt accesibili de vizitat, unde sunt... Păi da, dar noi vorbim din bypass-urile aici, care nu toată lumea, că acum știți cum e, când sunt probleme, toată lumea vine. Dar uite că vecinul, dar nu te rog frumos să nu mă zici. Uite, vecinul are bypass, uite ăla, așa, uite... Și atunci ce să facem? Dacă trebuie să fie, îi lăsăm... O științare, doamne, de la primăvară când se încălzește, nu putem acum. Îi lăsăm o științare în termen de 30 de zile, nu, o lună de zile, vedem când să se conformeze. Corect. Asta înseamnă că pentru fiecare speță trebuie verificat și de... Cel care merge cu... Cel care încasează apa cu un om, așa, o să meargă, o să-i lese în științare, după aia mergem, îi sigilăm, o să avem un control după aia, să vedem care s-au mai schimbat sigilii, contori,
Nu, și atunci o să avem cu proces verbal, cu... O să avem o situație clară. Mulțumesc. Ai cuvântul, domnul? Da, referitor la obligațiile consumatorilor serviciului public de apă, cred și mi se pare un al șaselea sau chiar încă două puncte, aici sunt vreo cinci. Și anume, ar trebui obligați toți consumatorii să anunțe în cel mai scurt timp deteriorarea sigilului sau lumea accidentală. Se mai poate și lumea, chiar dacă e pus... Da, da, da. Au fost cazuri de genul ăsta și au anunțat. Da. Și încă o problemă referitor la apă. Știu că mai există și la ora actuală apometre de tip apartament. De alea care sunt, practic, îmbinarea corpului apometrului și cu cadranul de sticlă, în care îți face citirea, este îmbinat cu un coliere de plastic, o fașetă, practic. Una este că, practic, nici nu-s portabil acolo, se uzează repede, se strică, înțepenesc. Nu sunt nici conforme. Nu de exterior. Știu, am văzut pe cineva care, nu la noi, na, de părți, care inclusiv nu are treabă cu sigilul, ia jucăria de acolo și se joacă cu ea. Dacă are spațiu, chiar acolo lucrează. Sau dacă e înțepenită, dă o dură. Deci trebuie apometri cât și câte părți. Prin chestia asta care facem acum și vă aducem lucrurile exact cum trebuie să fie. Corect. Deci nu este... Nu putem accepta să fie apometri. Nu vreau eu și prin chestia că vreau să o predau la CRAB, toată instalația asta și ne obligă și ei ca să avem chestiile astea, că ne-au dat niște măsuri. Eu mi-am luat un apometru sincer, la cu 6 ani de asta cu... Și aici trebuie verificat metodologic. Exact. E o problemă. La 2 ani, la 3 ani. Este asta face și pentru cutul, că mie nu-mi convine. Adică eu plătesc 40-50 metri pe lună și altul să fure apa. Eu să plătesc, am dat 3 milioane jumate pentru când am avut probleme la Târgu Troduș și altul fură apă, nu are niciun stres, nu. Adică nici mie nu-mi convine. Păi nu, dar noi am trecut prin perioada aia când practic mi s-a schisat apa cu 4 sau 5 ani. Adică acum cine nu îi lăsăm în științarea, nu mai mergem nici certăm cu el. Ne-am dus la poartă cu bulul de excavatorul, am săpat, am oprit apa și să rămână. După o să plătească și branșarea înapoi. Nu? Nu putem să stăm așa. Tot i-am lăsat pentru aia, doamne, că vin alegeri să ne voteze, nu-i supărăm pe oameni. Acum pentru un pot stăm și să suferi toată lumea. Deci nu se poate. Domnul Gureanu. Eu aș avea numai obiecții asupra componenței comisiei care este, și adică mi s-ar părea corect, o propunere, mi s-ar părea corect ca în fiecare localitate să existe o comisie din localitatea respectivă. Este mult mai greu, bănuiesc, ca să vină din Troduș, să verifice din Troduș în Tuta sau în Bișoară. Și mi s-ar părea corect. Vă duceți domnul Gureanu dumneavoastră? Domnul primar. Lăsați-mă să spun. Nu, pentru că am avut anumite discuții cu anumiți consilieri și care, doamne, că ineam cu mine, că nu știu ce, că se supără pe mine, că... Noi aici propunem. Și dacă este de acord Consiliul, ar fi normal. Cel mai corect ar fi să meargă fiecare din satul lui. Că știi, oamenii nu poate și vedere. Aș fi crezut de cuvință ca pe tabelul respectiv să existe la noi prima dată Coșa Eugen. Pentru că el este cu strânsul banilor și știe evidența pe totul cel mai bine. Da, așa. În orice caz trebuie să meargă cu obligatoriu. Da, el merge. Domnul primar, eu vă înțeleg. Dar Coșa Eugen, dacă este o comisie formată pentru furt, Coșa Eugen nu poate participa la comisia respectivă sub nicio formă. Că e comisia aprobată de Consiliu. Ce este aprobat de Consiliu? Consiliu. Ce este atribuția lui de serviciu, e de serviciu. Al doilea, așa aș fi crezut. Până acum, eu n-am nicio tangență, n-am nicio treabă. V-am spus și nu că eu nu vreau să fac parte. Dar încă un lucru aș vrea să vă precizez. În momentul în care a fost pentru comisii, mi-am spart aici figurile că, băi, partidul cel mai tare are dreptul să participe, al doilea are. Păi de ce nu facem actualmente și acum la fel? Adică propunem din partea partidului care este cel mai tare, da? Un candidat... Domnul Petricar, haideți să lăsați partidele. Acum nu vorbim din partidul. Dar eu trebuie să facem ceva pentru comune. Dacă dumneavoastră v-ați plătit apa.
Eu nu mi-am plătit. Păi plătit-o, domnule, după aceea. O plătesc, nu-i nicio problemă. Păi dar plătit-o și mai, tu nu mai comentat atâta, nu de partidii, vorbiți de partidii aici. Dar eu nu vorbesc. O fost campanie electorală. Nu e reprezentant de la noi. O fost campanie electorală, s-a terminat, haideți să ne-am plătit de apă. Plătim apă pentru că nu avem bani să plătim apă. Dar eu n-am spus... Aveți 15 milioane de plată. Dar eu n-am spus că nu plătesc. Păi dar apucată și treabă, trebuie să vinim primul la dumneavoastră să vă tăiem apa. Păi veniți, domnule, că nu e niciun problem. Păi toată atâta așa că când este stat și partidii, decât cel mai puternic... Eu am zis că trebuie reprezentant, domnule. O să punem, domnule, și reprezentant. Dar dacă dumneavoastră, noi nu suntem, eu, dumneavoastră, consilierul, suntem corect, ce exemplu să dăm la oameni? Bă, dacă ăsta nu plătește, eu de ce să plătesc? De ce? Nu. Pentru că eu dacă nu plătesc, dar să vă mai stai apă, domnule. Păi o să primul la dumneavoastră să tai apă. O să trimit în escalator să tai apă. Nu? Și mă conform exact ce ați spus. Plătesc debranșarea și plătesc branșarea. Și mai aveți un teren acolo vis-a-vis din casa dumneavoastră, mi-a zis cel care încasează apa, că nu poate să intre acolo, că niciodată nu vă găsești. De ce să nu intre? Păi nu vă găsești, poarta e încuiată cu lacă. Dacă e poarta încuiată, domnule, acolo e praiș. Păi lăsați că o să vin eu acolo cu el, atunci să vedem. Păi că e... Dacă dumneavoastră tot insistați cu discuții de-astea, că partidii, că nu știu ce... Haideți să facem ceva de să propun asta, lăsați partidii. Suntem oameni în primul rând, nu? Deci dacă nu vreți, atunci nu vreți. Nu. Că nu vreau. Fiți dumneavoastră corect în primul rând și după aia. Eu sunt, din punctul meu. Dar nu sunteți corect, pentru că n-am plătit. Cum plătiți curentul, cum plătiți telefonul, cum plătiți asta, deci, trebuie să plătiți și apă. Eu plătesc apa, domnule. Păi cum ați plătit, domnule, că aveți 15 milioane de plată? Deci dacă n-am plătit, nu, deci dacă este și se mărește apa, eu plătesc scumpit, domnule. Deci dacă n-am plătit. Da? Eu nu pot să zic că, domnule, am atâtea metri cum și nu, n-am plătit. Păi n-ați plătit, nu aveți 500 și ceva de metri, cum care nu-ți plătiți? Nu? Plătiți-o! Am zis că n-am plătit. Păi nu, că n-ați plătit. Păi nu, plătesc, domnule. Bine, să vedem. Iați prima dată și plătesc. Asta să tăiem prima dată? Tăiem. Bine atunci. Deci să punem la vot punctul 3. Cine este pentru? Păi numai puțin, dar ar vorba și compensările și modificările la care a fost, la care a fost referit domnul consilier Puru. Care? Păi a venit cu propunerea domnul Puru. Să mai aprobe încă două puncte. La, ca și obligație. La măsurile stabilite pentru reglementarea consumului de apă. La anexa... Anexa de spus în caz, dacă cineva este sărcire sau ceva. Dar asta scrie și în contractul. Scrie și în contractul care e scrie în contractul care e semnat. Dar nu mai fost o prima anexare de care s-au acordat acum. Care s-au acordat acum la toți. Deci toți au contracte care... Știu, 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 toți cum se poate face. Când ar... Păi și dacă știți, ce nu spuneți, domnule? Asta e din atribuțiile casierului. Trebuia să ducă la cunoștință primăriei, încă la familia X, sigiliul lipsește. Și oricine. Păi tocmai de asta, că sunt în fundul grădinii, nu-i dă, uite, domnule, dacă am 20 de metri, am 10 metri, ia de aici și aia 30 de lei, ia 50 de lei și să rămână. Adică trebuie să... Sunt care pe poiata din porci, care fel și fel de toată lumea. Nu? Ca și o reglementare s-ar putea aduce după ce se liberează autorizația de construcție pentru viitoarele construcții. Să da, asta este, cineva este, de la este. Nu, nu, nu se dă nimeni niciodată. De la nu, e adevărat. Acum nu îi se dă autorizație de construcție până nu vine cu aviz de la, și cu contractul de la, de la... Ok, dar pe fața locului, pe teren, îl verifică careva, unde ți-ai făcut haznaua de apă, făcutul de apă? Păi casierul, cel care, de exemplu, la Frotu și Laurențiu și la tuta Eugen. Adică în momentul când se duce și îi face, îi pune sigilul contoarul. Deci nu... Dar vorbește dinainte, adică sunt construiești... Păi vorbim... Noi acum dacă facem chestia asta, le reglementăm pe toate. Adică toate o să fie, toate gospodării luate la cap, toate. Așa trebuie. Și verificăm la fiecare ce trebuie, le adaptăm. Deci, supunem la vot punctul 3 din ordinea de zi. Cine este pentru? Și eu, da? Împotrivă? Abțineri? Da. Punctul 4. Comentarii? Punctul 4 din ordinea zilei. Dacă sunt comentarii. Să punem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 5 din ordine de zi. Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 6 din ordine de zi. Comentarii? Vreau o lumină de acceptare. Domnul Mititelu? Da, mulțumesc. La articolul 96 spune că la articolul 97 sau se stabilește notarea cu autoturism în facere autoproprie cu unei de produs conform punctului din litera B Autorități ale Administrației Publice Locale punctul 6 din anexa numărul 3 la ordonanța de guvern numărul 80/2001 prin stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorității, administrație și instituțiile publice, consultări și cumpărătări ulterioare astfel. Consiliul local al cunoașterii lui Trotu și un autoturism. Aș vrea un pic să dezvolte cineva dacă este. Deci ce se face? Așa? Și ce se va face? Se achiziționează un autoturism? Nu. Adică avem voie să avem o dotare în autoturism. Ceea ce și avem. Cele de ora. Rogam. Da. Deci noi nu avem voie să avem două autoturisme în total. Ok. Dar aș vrea să mă întreb, dacă tot dumneavoastră sunteți și-a care răspunsul. De ce la autoturism sunt beneficiați și consilierii locali? Nu pentru beneficiați, dar spun așa, la general, o întrebare. Pentru că sunt mulți care și-au pus întrebarea, chiar la ședință. A spus, doamne, beneficiați un consilier sau numai cine prinde acea mașină se deservește de... Eu nu știu ce consider. Deci asta e perfectiv. Adică nici nu spune problema. Nu înțeleg întrebarea. Nu-i pentru primării. Poate mandatul trecut au fost cazuri. Da, au fost. Adică mandatul trecut că au fost cazuri. Măsurau terenul cu dastărul primării. Deci îl face referire, zice, că e în dotarea Consiliului Local. Pentru Consiliul Local sunt cel care gestionați bunurile comune. Dar asta nu înseamnă că e mașina Consiliului Local, da? Nu. Consiliul Local ca și autoritate deliberativă. Dumneavoastră a aprobat și gestionat patrimoniul ateului. Deci orice bun și așa, nu i-a fost de dacă un consilier local se poate deservi de autoritățile de subiect. Nu există. Probabil că există cadrul legal, dar dacă facem consilier... Ce scop? Depinde de scopul acesta. Dar și interesul autorității. Dacă e interesul autorității locale, se poate deservi? Face parte dintr-o comisie cu apa și merge și doar dintr-o delegație de-a mea. Adică, Doamne ferește, face un accident, ce face? Nu e interesul personal. Nu am întrebat asta. Am întrebat doar că se poate să zic. Bun, dar chestii... Dar eu ca și văd un consilier local, dacă chiar vrea să facă bine din comună, dar poate să meargă și cu mașina lui. Că văd că acum mașinii stau mai mult prin parcare, nu cum era înainte, nu găseam o mașină să mergem la trezorărie. Acum mașinii stau prin parcare. Cu parcările astea ar mai trebui făcut ceva. Nu, adică nu cred că e ca domeniul public. De vorbit acum, asta trebuia mandat. Văd că fiecare parchează unde poate. Adică unde vrea, unde poate. Da, înțeles. Are cuvântul domnul Văcar? Nu, nu, nu. Doamna, da. Aceeași întrebare, dar de ce domnul Văcar vrea să mergi undeva cu păi când am venit, când am intrat, era cred, mai rară, nu? Era așa tremurat în toate încheieturile. Mașina aia. Mașina aia care chiar că ar trebui dată la rabla aia. Mașina mea? Nu, nu, la primărie. La primărie. Păi dacă a zis că e rabla așa de aia, nu te-am și pe aia, nu-i problemă. Dar se poate repara. Păi da, dar am dus-o. Imediat am dus-o la 28 de milioane am plătit. Casete de direcție, toate, ușile, nu știu, se deschideau. Deci nu s-a reparat în anul trecut. Au fost bani. Aoleu. Păi rămânești la... Domnul Iuliano, arestul. Eu aș avea o propunere, dacă tot este aici. N-ar fi mai bine atunci să montăm tahograf pe mașinile respective și atunci... Chemăm și are de eu, dar...
dar alte primării, de exemplu, am văzut ca o la Târgu Ocna funcționează. Pune și GPS, dacă e ca să... Eu am făcut o propunere. Da, mașina face 500 de lei și GPS-ul... Da. Nu. Supunem la vot punctul 6, din contele de cine este pentru. Împotrivă. Abține. Punctul 7 din ordinea de zi. Discuții. Domnul Dititelu, mai e cineva? Domnul Dititelu, aveți cuvântul. Vedem aici la proiectul de hotărâre numărul 7. Avem scoaterea din evidență fiscală unui proces de val de contravenție și scăderea sumei de 500 de lei cu titlul de amendă contravențional la un contribuabil decedat. Eu vin și mă întreb așa, o întrebare pertinentă. Dacă vom face acum această chestie, știm cu toții că e foarte, foarte important. Deci dacă ai făcut această chestie și ai scos, ai anulat amenda, cetățenii care urmăresc ședința vor spune clar că dacă lor ai aprobat că am uitat și avea o amendă de 20.000 de lei, atunci trebuie să-mi aprobe și mie. Și tot cu toții știm, în momentul în care treci la administrația financiară, te duci și o să plătești impostul, vrei să plătești impostul pe teren, pe mijloacele de transport și ai o amendă. Sistemul este făcut, sistemul este făcut în așa fel încât să prima dată să încăseze amenda. Da, dar ești în viață când te duci. Ești în viață, dar respectiva persoană, dacă îmi permiteți, doamnă, dacă îmi permiteți, doamna are descendenți, are copii. Nu are cuvântul pe numele ei. Nu are cuvântul pe numele ei. Și deci nu poate, deci cei care sunt executați, nu poate fi executat. Deci nu poate fi executat. Deci nu poate fi executat. Da, cât a fost în viață și a trecut, doamnă, cât a fost în viață și a trecut bunurile pe numele copiilor. Asta e altul meu. Păi altul meu și atunci, de ce nu s-a sesizat? Doamnă, vă întreb, pertinent, așa. Deci, atunci cât a fost în viață când și-a trecut, de ce nu s-a văzut atunci problema respectivă? Dar când s-a fost, să răspundă, mai să vă zic. Doamnă, deci care vii și strece un bun, trebuie să fie pe zero, da. Da, să știi cum zic. Asta, vă rog să mă lăsați. Și dacă și-o luat amenda după ce o trecut bunurile? Chiar asta s-a întâmplat. Deci doamna asta a luat în decembrie amenda, nici n-a ajuns la noi, dar și a murit. Și procesul verbal a venit după. Deci cazul ei. Știu, dar v-am întrebat. Sunt situații și situații. Când ai ce să execuți, le execuți. Iei bunul, dar așa ce să iei. Doamna chiar nu avea nimic prin numele ei. Păi bun, dar sunt multe dintre noi care de aici, care au luat nu te lasă să-i încași cu debit de ăsta la nesfârșit, că... Sigur, dar sunt o grămadă care au amenzi și știți că ce sintagmă folosesc, nu? Deci nu plătim nimic, pentru că legea nu mă obligă să plătesc ceva. Atât timp cât nu mă obligă legea să plătesc ceva, nu plătesc, atât se prescrie. Doamnă, așa folosesc. Spun clar, cu subiect și predicat, spun că legea nu mă obligă și el n-are... Eu nu fac. Doamne, haideți să fiți serioși. Nu suntem înainte. Ce puneți? Adică... Supunem la vot punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 8 din ordinea de zi. Comentarii. Nu sunt. Supunem la vot punctul 8. Cine este pentru? Punctul 9. Din ordinea de zi. Comentarii. Mai e cineva? David. David. Are cuvântul domnul Mititelu. Mulțumesc frumos. Deci, pe tema acestui proiect de hotărâre, dar vreau să știu de ce trebuie să mai dăm acest
să-i atribuim cuiva, pentru că avem tractor, avem utilaj și pentru dezăvezire. De ce trebuie să-i atribuim? Nu avem personal. Dar se poate angaja personal. Dacă nu avem personal, se poate angaja. Deci dacă avem lipsă un personal, un speță, un tractorist, mă rog, un conducător utilaj, nu văd de ce mai da. Dacă e să facem, eu cred că ar trebui să facem o analiză, vedem cât ne costă acel transport, că știm cu toții că contractele sunt supra-solicitate, supra-licitate și supra-supra-licitate, și să vedem cât... Așa au fost, domnul Mititelu, supra-licitate. Și acum nu vom face așa? Nu. Deci așa au fost supra-licitate. Am înțeles. Deci așa au fost supra-licitate. Dar dimineața la ora, la ora 3-4, când îți zăpadă, polei și trebuie un șofer, da? Să ai în mașină. Da. Ca să-ți arunci antiderapantul cu doi băieți. Păi dar am văzut un serc la antiderapantul, domnul Sabău. S-a aruncat cu lopata da. Și cu bolovani. Dacă circul, cum a spus un coleg, să menționez cu... Dacă circul cu mașina și vine unul care îi descrera, așa, ți-a aruncat un bolovan, nu te descoperești nimeni. El a plecat, vine mea și a rămas cu bagul. Merge după el și îl luați asigurat. Păi și să ies. Antiderapantul ăla nu se plătește, l-am luat de pe marginea trotușului. Da, plătim doar serviciu. Atâta. Cel care împrăștie. Pentru că să facem economii la bufurile care s-au dat înainte de alegeri. Da. Da? Bufuri s-au dat bufuri? Da, da. Uitați aici, ca să vedeți și dumneavoastră. Ia arătați-ne. Ca să vedeți și dumneavoastră. Înainte de a redimi data din 1-a 10-a până pe 30-a 10-a, s-au cheltuit la primăria Târgu Trotuș 8 miliarde. Deci din data din 1-a 9-a până pe 30-a 9-a, s-a cheltuit 15 miliarde în 2 luni de zile. Da, și nou, când avem drept da? Consilier, 15, dar ați fost consilier. 15 miliarde. N-am avut ședință. Vă repet, noi n-am fost la ședință 6 luni. Ia uitați un pic aici dumneavoastră. La strategia de dezvoltare locală. Achiziție publică făcută pe data de 30.09.2020, 110.000 de lei. Așa, și reprezintă. Și eu am făcut-o, am făcut contract acum pentru care rezidea cu domnul Ionel, zici să nu te prind pe aici, cu 15.000 de lei. Dar ce reprezenta? Strategia de dezvoltare locală. Deci da. Era deci de 10 ori mai scump, de 9 ori da. Mai scump? Da, da. Uitați aici, 110.000 plus TVA. Și am făcut-o cu 15.000. Da? 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 Coftim? Anul trecut, dar ați fost acolo, să vedeți. Acum am văzut că le-a fost. N-ați fost acolo, le-ați văzut. Nu a fost. Dar eu nu am profilit. Păi bun, și ia uitați-vă, decolmatare, rigore și execuție Podeț, care v-ați lăudat dumneavoastră că 4 cetățeni, da. Care noi din banii noștri l-am făcut. 22.815 lei. Era în atribuțiile domnului viceprimar, doamnei viceprimar. Doamna știa exact despre ce e vorba. Păi da, dar dumneavoastră... Am dat și eu bani, am dat și eu bani, da. Personal am dat. Da? Dar 500 de lei, eu am dat, din banii, din buzunarul meu. Plus stația din capătul satului, casă care nu știți, din capătul satului, unde faceți în stânga la proiectării acolo, tot din banii mei, 600 de lei. Da? Ce care, alții care au venit și au încasat banii, nici măcar nu au avut bunosim să vină să pună apărătoarea din banii. Păi da, dar dumneavoastră a zis că noi, patru consăteni, am pus bani și am făcut podețul. Uitați podețul cât costă. 22.815 lei. Da? Uitați ce ați făcut dumneavoastră la izboare acolo când v-ați lăudat. Așa. Că ați făcut da. Șanțul ăla. Da. 9.998 de lei. Se pare numai la 100 de milioane. Au fost cuprinsii toate. Care toate, domnule? Care toate? Ăla de la izboare și până aici, da? Ați decolat 100 de milioane. 1.200.000 ora la excavatorul ăla micuț. Și dumneavoastră cât v-ați luat, domnule, ora? 100 de lei. 100 de lei, da? 110 lei la plătul de excavator. Deci fără TVA, da? Da. Și cu TVA, vă iese 120 lei? Păi da, dar asta e excavator, micuț, dar merge cu 60 de lei ora. Toată ce nu e adevărat. Nu e adevărat. E 60 de lei ora, 70 la excavator. Și dumneavoastră cu 60 de lei ora, pe cuvântul meu, că am și eu treabă cu ăsta, cu 60 de lei ora, da? Da, fă, da, omul. Da. Cu 60 de lei ora? Da, 60 de lei ora, plus TVA. La excavator? Nu la bun de excavator. Sunt lucruri diferite. La excavator, 60 de lei, domnule, nu. Și-a spus cu 60 de lei, da? Da. Dacă mai pune și TVA, e 700 și ceva de lei, 700 de lei. Da, un pic, dar și aici, da? E aici 120 de lei. Cu tot cu TVA. E fără TVA. Nu. Mă rog. E fără TVA. E 120 de lei ora. Mă rog, în sfârșit, nu mai... Nu. Și pentru că ați mai spus și de drumuri,
Da. Pentru că e cu Marea Brăile, cu nu știu ce, uitați ca să vedeți și dumneavoastră și cu drumurile, cam câți bani s-au cheltuit. Cu drumurile. Pe 4-8-2020, când ați făcut la Vișoara mascarada, 9.900 de lei într-o zi. S-au făcut autocredere într-o zi acolo. Uitați aici situația, da? 9.900. 9.900. Da, 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 uitați aici. Uitați aici. Da. 9.900 de lei. Pe 8 septembrie, când ați dat atunci cu autocrederul. Da, dumneavoastră, da? Când ați făcut drumurile, când s-au încasat sume exorbitante, da, mari. Da. 450 de lei am încasat. Am făcut 12 km de drum. 450 de lei? Da. Cu balastru luat din... De petrol, da. Da? 12 km. Unde asta? Unde se regăsește 10 km? Mergeți de la... Ce anume? Unde se regăsește 10 km? De la stână, de la Coman. Așa. Tot ce ține Mărăcini, aerodrom. Până la... până la... Vișoara. Vișoara și... Până sus. Și sigur sunt... Da. Merge și pune de kilometri. Da. Ok. Nu? Am întrebat. După aia, pe data de 9-a, 41.650 de lei. Pe data de 27-a, până pe... Nu, 24-a, 7-a, până pe 1-a, 10-a, s-au făcut drumuri cu autocrederul, 35.600. Eu, în luna lui octombrie, am intrat primat. Când s-au făcut? Pe 20 cât? 24-a. Între 24-a, 7-a și 1-a, 10-a, 2020. Păi puteți să luați la strage la ținut? Nu, vreau că dumneavoastră, dumneavoastră filmați. Dumneavoastră filmați, că acolo când eu cer și dumneavoastră a zis că nu sunt drumuri, că uitați noua conducere ce face, că ce drumuri avem. Eu când am intrat primat, da. A doua zi eu trebuie să trimit bunda excavatorul să radă toate drumurile. Unde? Că, peste tot, în Duda, Protuș, Vișoara. Și s-o cheltuit, și s-o cheltuit numai atunci 356 de milioane. În total, anul trecut, 1.330 de milioane. La ceea ce a propus domnul Lenghen. Și acum a venit cu transparență. Că atunci a să fie prezentat în Consiliul Local orice cheltuială a banului public. Da. Dar da? Prezentăm, nu se pune problema. Legea a existat și până la urmă. Nu se pune problema, da? Am înțeles. Uitați și aici ce cu becurile care tot le-a schimbat. 200... Unde e foaia? 220 de milioane. Da, dar au fost un număr de foarte mult, cred. Ce ați schimbat, da? Uitați lemne. Ce lemne s-au luat? 68 de metri cubi de lemn. 41.888 de lei. 68 de metri cubi de lemn. 41.888 de lei. Păi dacă ne raportăm la prețul și stat și per metru cub care e 200 și ceva de lei, e dublu. Sau 300. Păi da, și aici iese 616 lei metru cub. 4 ori, 3 ori. 660 de lei, da. Deci pentru că 68 de metri cub au costat 41.888 de lei. 18.000. Deci e dublu. Da. Mai mult. Da. 616 lei, că am socotit eu. Poate am oamenii de oraș. Nu. Și în condițiile în care noi ardem lemn, că am întrebat-o pe doamna Zenobia, că am numai cioate în magazia, ardem lemne de acum 2 ani, de acum 3 ani de zile. De ce nu l-ați întrebat pe domnul Forcoș? Ați fost și viceprimar și dumneavoastră, interimar. Ați fost și viceprimar, interimar. De ce nu l-ați întrebat? Eu nu l-am întrebat pentru noi interesat. Deci n-am fost interesat. Deci noi, la o lună cât am stat, deci n-am fost. M-am dus frumos, a trebuit că am făcut ceea ce a fost de făcut. Asta este. Ați făcut, da. Am văzut ce ați făcut. 15 miliarde în două luni de zile. Cheltuite. Am cheltuit eu banii. I-am luat eu la mine acasă. Vice, nu doar acasă. Viceprimarul cu primarul, nu? Da. Nu i-am băgat. Doamna vice era suspendată, că nu... Dar nu i-am băgat eu la mine în buzunar, vă repet. Dar niciodată. Nu? Pe de asta nu avem bani. Nu? Sigur că și de asta mașinile... Merge și acum, ați vedeți, pe dasuri, nici acum la service, troncări din toate încheieturile. Păi nici nu l-ați dus, că dacă ați spus că nu și ăsta și mașina, nici nu l-ați dus de asta. Nu pot să le duc pe toate odată, nu? Și aia vor bani. Dar ce, de unde 20 de mașini? Tot 200 bani. Două, dar de unde bani? Pentru că sunt, nu care nu plătesc impozite, care nu, că erau o vraiște aici. Fiecare făcea ce vrea, fiecare pleca când vrea de aici, din primărie, din aparatul bugetar. Și s-au reglementat aceste lucruri?
Păi s-o reglementat, da? Dar e greu ca să schimbi mentalitatea unui funcționar care 25 de ani a făcut ce-a vrut și acum, dintr-o dată, în două luni de zile, domnule, stai că a venit primarul nou să facă... E foarte greu. Neavând bani, nu avem un serus ca lumea care nu merge. Dar s-o cumpăra lemne de 450 de milioane. Păi, n-avem calculatoare. Milioane, spus, 420 de milioane, da? Am spus 410, deci eu... Haide, domnule. Păi, dar am spus 450, 450, dacă e 450... 420 de milioane, 420 de milioane, 888 de lei. Dacă e diferența de 30 de milioane... Și uitați și becurile dumneavoastră, 22.000, 28 de lei. Dacă era 30 de milioane diferența, de asta se face de asta. Eu asta am zis, deci spun 450, sunt floresc, când realitatea nu se lăsa. Lăsați să-ți florit discurs, ce mai contează acum 2.000 de lei? Dar nu-i 20 de lei, 30 de milioane. Aici sunt bani. Și la toate furăciunile este pe aici, să vedem cu furăciunile. Vine auditul, domne. Vine auditul, de luni vine auditul. Răspunde tot... ceva? Păi va trebui să răspundă. Nu, s-au plătit 100 de lei pe metru. Deci lemnele, contractul s-a făcut pe metru ster și avizele de transport sunt pe metru cub. Deci nu, factura e făcută pe... Ofertele, da, pe metru ster. Factura? Avizul. Contractul de achiziții e pe metru, metru ster și avizele sunt făcute pe metru cub. Se transformă, pe cub. Ca să pare că, domne, mai puțin. Dar nu asta e. Vine auditul și cei ce zic de la audit, nu, vom face raportul public să vadă toată lumea cum s-a cheltuit banii, da? Și cu gazul la fel vă lăudați că ați făcut gazul. Ce ați făcut, domne? De cine s-a lăudat cu gazul? Că dumneavoastră ați spus, noi am semnat contractul de gaz. Dar e cuvânt că, deci, da, într-adevăr, ce ați făcut, domnul? Deci este semnat, domnul, este semnat. Ce-i semnat? Este semnat. Gestiunea către Delgaz și-ați votat ca noi, UAT-ul, să punem 100 de miliarde și Delgazul să pună 10 miliarde. De unde scoatem, domnule, finanțare? Cum să spunem noi 100 de miliarde? Doamna secretară, spuneți-o. 2 milioane de euro. Sunt 100 de miliarde, domnule, cazul în care... Nu. 10 miliarde. Nu. Deci haideți să fim serioși. Deci haideți să fim serioși. 100 de... 100 de mii. Deci 2... Deci 48 miliarde per milion de euro. Da, 48 miliarde. 2 milioane de euro. 100 de miliarde, domnule. 100 de miliarde trebuie să punem noi, conform contractului care l-a semnat. 2 milioane de euro, vă repet, în bani vechi costă 9,8 miliarde lei. Da? Nu 100 de miliarde. 2 milioane de euro. Doamnă, 2 milioane de euro, 9,8 milioane lei. Da? Doamnă, 2 milioane de euro costă 9,8 milioane lei. Păi da, 90 de miliarde. 90 de miliarde. Nu 90. Sunt mai frumos. 98 de miliarde. 100 de miliarde. Da? Da. Deci m-am exprimat corect. Deci, noi trebuie să punem 98 de miliarde și Delgazul trebuie să pună 10 miliarde. Și în câți ani? Într-o sută de ani, nu? Păi nu, ca să începem. Deci acum, într-adevăr, este scoasă la, o scos la licitație proiectarea și execuția. Dar noi trebuie să venim cu finanțarea. Finanțarea? Finanțarea? Nu cofinanțarea. Ei au cofinanțare. Noi avem finanțare. Noi trebuie să finanțăm. Păi de unde dracu să scoatem noi? Păi dacă o finanțăm noi, cum spune, dacă trebuie să finanțăm, noi ar trebui să finanțăm tot proiectul. Tot. Păi și atunci, cum ziceți că uitați, noi am făcut. Noi conducerea veche. Asta a semnat domnul Vititelu. În contractul de distribuții. Pentru că m-am interesat la alte primării care au făcut, au scos la licitație așa. 25% să plătească UAT-ul, 75% cel care vine, concesionarul. Dar nu s-a prezentat nimeni. O mai scos a doua oară la licitații și-a făcut 50% UAT-ul, 50% concesionarul. Și-a venit. Dar la noi am scos 93% UAT-ul și 7% concesionarul. Păi atunci reziliem tot la acel contract și punem 50%. Păi da, dar nu-i după noi că facem așa și reziliem. Dar de cine ați propus atunci? Dar, domne, cum să plătim atâția bani? O întrebare. Contractul ăla care spuneți că s-a aprobat atunci, da, i-a fost prezentat, adică mă întorc acum și întreb doamna secretară, că n-ați fost atunci dumneavoastră. A fost prezentat către Consiliul nou
Da, sub forma asta, da. Sub forma asta de 2 milioane sau 2 miliarde, pe nici nu pot să mă explic. Și după aia au venit, au venit Delgadu, că au, așa, au cerut clarificări. Dom'le, dar de unde aveți finanțarea? N-am hârtia. Și au zis domnul Forcoș, surse proprii, împrumuturi bancare, fonduri europene, dar acum în condițiile în care prin fonduri europene la nivel național au fost aduse la cunoștința consilierilor. Păi da, eu de unde știu? Dar nu deci nu spuneți da sau nu, ca să știu. Dar aceste lucruri au fost aprobate de consilier. Păi cred că da, pentru că ați avut raport. Ați aprobat, da. Ascultă la mine, da. Ieri am avut pe comisie o, o chestie și ai spus așa. De ce nu este trecut exact suprafază? Păi de așa mi s-a dus și nouă. Eu nu m-am sesizat, eu m-am sesizat mai devreme. Exact așa mi s-a dus și nouă, că băi, exact la fel. Și atunci s-a terminat filmul. Eu de unde sunt? Dacă eu, nu sunt să mai dau o dată, 2 miliarde am iau cazul. Și noi nu suntem înștiințați niciodată, corect. Deci niciodată nu suntem înștiințați, corect. Nu. Suntem înștiințați până la un anumit punct. De la punctul ăla se lasă bani pe procesele verbale, pe proiecte de hotărâri. Iar consilierul aprobă și după aia se scoate că, că domnule, ai aprobat 100 de miliarde. Da, dar vineau alegerile și trebuia ca să arăt, uitați, domnule, că a semnat contractul. Uitați! S-o publicat. Da, înțelegi, 100 de miliarde. Cineva pe, pe domnul Cluc. Eu iau pe domnul Cluc. Ai știut de 100 de miliarde? Nu. Doamna, deci eu întreb, vechi consilier, ați știut de 100 de miliarde? Nu știu. Ați spus de 100 de miliarde? Păi vedeți că niciun consilier vei. Eu spun, cu știință de cor. Deci dacă facem acum, nu? Ați fost viceprimar. De miliarde, cine aș fi? Ați fost viceprimar. Dom'le, eu n-am știut, dacă noi n-am știut ăia consilierii vechi, aveți de parte. Deci dacă nu știți, atunci copilul, dar n-am știut niciun facem. Uitați, e proiectul nostru. Ai proiectul de sarcini de la Țelitea. Cine a avut proiectul de sarcini, Dani? A, ce ai spus? Păi, dar nouă ni s-a arătat la un contract vreodată devizul lucrării înainte, că normal așa ar fi corect. Să vină cu devizul lucrării și conform devizului lucrării... Mai ales la lucrări de astea, dar nu acum că cumpărăm biscuiți sau nu știu ce facem... Deci așa ar fi fost normal, nu? Deci la lucrări de anvergură de 100 de miliarde nici nu... Nici nu să avem noi, că eu să avem noi cofinanț, să avem noi finanțare și ei doar cu cofinanțare. Și să ne spunem, ei dar nu iau bani, nu? Bun, acum... Transparență. O să ne ajute proiectul. Trecem că ăsta deja... Legea transparenței este... Trecem la diverse. Cu acest moment, cu acest s-a pus la aplicare. Deci mie nu mi se pare corect ca să spuneți că consilier... Adică că vorbim cu aia. Nu mă îngurează la diverse. Domnul David, aveți da, eu atâta vreau să zic cu dezefezirea. Nu mă interesează cine face, cum face. Dar să o facă corect. Da. Ieri dimineață, în loc să o facă la ora 6, când trebuia să o facă, a făcut la 9:30, când deja era dezghețat, și cu bolovanii, și cu mizeria de emisie. Chestia, pentru că înainte se lua bani, nu și pentru materialul antiderapant. 400 de milioane s-au luat acum 2 ani pentru dezepezire. Și ăsta noi l-am luat de pe malul Brotușului și l-am, cred că, da, l-a prins mai... Este... E și mai fin, dar cred că o prins ceva mai... Da, cu mizerie, cu cărte, da. Cu astea, cu bolovan... O să le aduc în vedere, pentru că știu ce am pățit atunci și de asta am luat decizia. Pentru că m-am dus eu cu Ionică și cu George Neagu și cu Agustin să împrăștiem din cupă. Ce să faci, doamne? Sună oamenii. Bă, că ce, că n-ai... Cu cine să faci treaba? Nu. Și atunci am zis, dezepezirea pe tuta să o facă firma care am contractat-o și să arunce antiderapant peste tot, nu e nevoie, toată comuna. Și să o împrăștie. Unul escavatorul nostru și cu tractorul, unul să facă pe trotul și unul pe vișoară. Dar acum vă mai zic un lucru. A fost un centimetru de zăpadă, domnule. Nu a fost nu știu câți metri de zăpadă și nu se putea circula. Nu e problema, nu am zis adică, câte zăpadă a fost. Adică să vedem, prea comoz am devenit și prea sensibil, prea, uite, a, păi când era fostul primar, făcea imediat. Aia de acum asta, nu faci, că doar aici, de aici intervin toate lucrurile astea. Haideți să lăsăm lucrurile astea. La 9:30 ce mai făcut-o? Nu. Că era rezistă la 9:30, ce mai făcut-o? Tot așa că a sunat un cetățean de la Tuda, Cristi Moise. Doamne, că ia uitați ce îi zăpadă, nu se poate circula, patinează și nu știu ce. De asta am făcut-o. Pentru asta. Că altfel nu făceam, pentru că era un nici un centimetru de zăpadă. Dar n-am înțeles. În condiții de...
Ziceți că a sunat un cetățean. Păi, nu pe mine, doamna Vici a sunat. Dacă este un ceva cadru legal care spune, domnule, când pleacă de la 20 de centimetri, atunci se intră. Haideți, domnule, iar ce un exemplu. Că văd că aici este trecut de la 3 cm, de la 5 cm, deci este trecut. Trebuie să facem un moment, dar nici un centimetru, era o poșniță micuță. Adică, bă, în condiții de iarnă trebuie să circule atent. Dar nu, nu mai fac. Dacă consider că este un centimetru, păi da, dar e cetățeana comunii, nu, domnule, plătesc taxe și impozite, pentru ce plătesc, pentru ce vă dau banii? Nu? Deci aici e problema. A zis că aveți cadrul legal și atunci nu mai trebuie. Așa, să punem la vot. Domnul președinte, nu știu dacă este comunii. Păi tocmai e vorbiață, am zis că asta e linea. Păi. Da, aveți cuvânt. Eu aș vrea să știu, pentru că acest lucru, aveți, dumneavoastră, domnul primar, ați zis la un moment dat că trebuie să facem eficiență, nu? Deci, de asta bănuiesc că îl facem. Da. Serviciul ăsta. Ați făcut o comparație, cât ne va costa serviciul ăsta și... Dar serviciul înființat de noi e aprobat de când noi am secretar. De anul trecut. Păi am văzut că este... Deci eu nu mi-aduc... Deci pur și simplu m-am uitat, văd că este aprobat și nu știu și nu pot să-mi dau seama. Că noi, anii precedenți, ne-am luptat cu ce? Ne-am luptat cu servicii și cu serviciul de apă. Și știu că nu s-a făcut și serviciul, că se tot dădea că se vrea serviciul, se vrea serviciul. Și doamna contabilă de atunci, eu țin minte, acum țin minte, a zis așa, domnilor, trebuie să vă gândiți, în momentul în care faceți serviciu, o să fie costuri suplimentare. A spus doamna secretară. Trebuie să scoate procesele verbale atunci. Sunt costuri, asta este clar. Și la ce salarii erau la primăria Târgu Troduș? Normal că era. Bă, foarte bine. Sunt costuri suplimentare, o zi, și gândiți-vă foarte bine, așa s-a exprimat, dacă aprobați, atunci o să fie o problemă. Acum nu știu, nu mai sunt costuri suplimentare, sunt costuri suplimentare. Nu, haideți voie să vă răspund la întrebarea asta. Deci, în anul 2019, în luna iulie, prin hotărârea 69 a Consiliului Local, Târgu Troduș, s-a aprobat înființarea Serviciului Public de Salubrizare a Comunei Târgu Troduș pentru activitățile de curățat și transportul sărbeții pe căile publice și menținerea funcției acestora pe timp de polei sau de îngheț, și activitățile dezinsecție, dezinfecție și deratizare. S-a aprobat studiul de oportunitate, regulamentul de organizare și funcționare a serviciului și a formei de gestiune a acestuia. Cred că hotărârea este și pe site, dacă intrați. Da, păi, eu de asta nu pot să-mi dau seama. Cât muncitor o să facă parte din sector? Dar s-a făcut eu îți spun ce am aprobat. Dacă e hotărârea, nu a fost un local în 2019? Domnul Forcoș, ca să vă explic... Lasă ca să vă răspunde, doamna secretară. Uitați-vă pe procesele verbale când se aprobă și ne aprobă. După aia spuneți că dumneavoastră. Vreau să sunteți contra la orice. Nu sunt contra la orice. Adică acum spuneți că de ce am votat, acum spuneți că sunt în contra. Ați zis că n-ați votat. Păi, da, vedeți ce spuneți. Și că ești împotriva, atunci, acum nu mai este. Deci proiectul oricum a fost aprobat, da? Asta vreau să spun. Și ce s-a hotărât, da? Prin hotărârea respectivă. S-a aprobat înființarea serviciului, da? S-a aprobat studiul de oportunitate la articolul 2. La 3. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului. Așa. Respectiv, gestiunea delegată. Nu se înființează un serviciu la nivelul consiliului local, da? E cu gestiune delegată, cum este și la iluminat. Noi toate serviciile astea, știți foarte bine, că trebuie să le înființăm în urma unui control care l-am avut de la ANRSC. Și ne-au obligat. Și ne obligă acum și cu apa. Și cu apa, și cu toate. Câte probleme avem și cu apa asta. Ne cer ca să facem stații de clorinare. Trei stații. La Tuta, pentru Troduș și Vișoara. La momentul când s-a aprobat hotărârea asta din 2019, în documentația care a primit-o la ședință, nu s-a pus caietul de sarcini, indicatorii de performanță și contractul cadru. Ceea ce s-a pus pe ordinea de zi de astăzi, da? Deci este o și la articolul 5, asta scrie.
caietul de sarcini, indicatorii de performanță și contractul de gestiune delegată vor face obiectul unei hotărâri viitoare a Consiliului Local. Deci, hotărârea de astăzi este o completare a hotărârii din 2019. Adică ce nu s-a pus atunci? Ce, da. Ce ar trebui prevăzut pentru cel care va face lucrări? Exact. Oare? Și contractul cadru. Deci atunci s-a aprobat și delegarea de gestiune, deci nu nimic, nu înființăm. Nu se deci nici la apă nu înființă la nimica, doar că ne obligă cei de la NRSC. Deci asta înseamnă dacă nu înființăm, trebuie să nu se angajează sau cum? Nu, nu se va mai angaja nimic sau unde este delegat, domnul? Nu, domnul, dumneavoastră, domnul Mitel a semnat. Uitați, ați delegat gestiunea, cum hotărâri Consiliul Local. Păi eu știu ce a fost, dar eu mi-aduc acum aminte, știu, a fost proiectul cu și s-a aprobat, așa este. Dar nu în totalitate, de toți consilieri. Nu, din 15 consilieri prezenți, 12 au fost pentru, 3 abțineri. Deci eu știu, acum mi-aduc aminte. Da. Exact cum se spune că sunt plăcutiși întotdeauna. Că cei de la NRSC ne obligă să înființăm cu personalitate juridică. Deci ei ne obligă și noi am zis, eu aș vrea să o dau. Mai ales și asta cu apa. Pentru că vine asta mă doar. Dar sigura care am rămas cu apa acum. Aici abitații scrie aici, ca urmare a controlului efectuat de către NRSC. Da. Asta mi zice. Sunt niște lucruri care, între instituții, între... Care... Aici spune așa, căile de circulație, deci una dintre puncte care prevedeți că trebuie să fie făcut. Căile de circulație pe care se execută activitățile de curățare a zăpezii, uleiului și gheții, enumerat pe sate, din comună o stradă, totuși, iar în tuta s-a emis o stradă. S-a emis strada respectivă. Eu aș vrea să menționați în procesul verbal, ca să existe și atunci nu este emis. Dumneavoastră nu mai greșiți? Anumite lucruri? Domnul primar. Noi suntem oameni aici. Eu am înțeles, eu am atras atenție dacă este posibil. Se reglementează, dacă nu se reglementează, nu e nicio problemă. Fără probleme. Da. Eu, în orice caz, noi când am dat cu lama sau așa, am dat pe toate străzile, n-am lăsat. Și încă un punct cu caterpillarul sau și este. Deci, pur și simplu, niște mine nu mă interesează. Vorbim la diverse din lucrul ăsta. Nu mă interesează cine face, da? Haideți să vorbim la diverse. Deci, să punem la vot punctul 9. Cine este pentru? 13. Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 10, ordine de zi, comentarii. E terenul de la cel care cu cereale, care prinde... Parcare de la... Abate. Era contract. Și pic și terenul de la... Îl dăm pe perioadă de... 2 ani? Da. De 2 ani. O redevență... Pentru că în condițiile în care el plătea 200 de lei pe an. 200 de lei pe an. Pentru există o hotărâre de Consiliu, care am aprobat 8 lei pe metru pătrat pentru teren 8. 80 de lei? 8 lei. Pe metru pătrat? Deci plătește 2000 de lei pe an acum el. Nu 200 de lei. Aproape. Cum plătea înainte? 200 de lei. Deci, să punem la comentarii? Da. În trecut am încercat și eu să obțin un teren tot în zona aceea. Știți bine că am participat la... Era așa creat. Sigur. Aș vrea să propun cumva să aibă cetățenii acestei comune primul drept la aceste beneficii. Domnule, dacă vrea careva un teren. Domnul Remus, acolo va dispărea și ăla, pentru că acolo va luna viitoare începem proiectul pentru pod. Am și înțeles. Podul va ieși de la Fecioara Maria, direct acolo în stat. Foarte frumos. Eu vorbesc în general de anumite privilegii pe care ar trebui să le primească cetățenii acestei comune înaintea celorlalți copile care vin din alte comune. Păi da, domnul Remus, dar dacă nu vin cu solicitări,
Vă vorbesc de momentul ăsta. De la momentul eu vorbesc de trecut când am fost și am fost respins, a venit altul, a intrat și... Nu singurul ați fost, au fost vreo 4-5-5 pe terenul. Și eu sunt pe listă. Da. Adică vorbim de acum încolo, e clar. Deci pentru adică... viitor vreau ca cetățenii acestei comune să aibă un privilegiu, o întreptate pentru aceste... Păi da, dar să dacă nu depun eu, de unde să știu că dumneavoastră sau domnul vrea teren acolo? La mine dacă a venit... Primul venit, primul servit. Adică nu putem băieți la o să facem așa ceva. Cred că legal nu o să putem să facem așa ceva. Ar fi bine. Dar nu știu dacă legal avem... Domnul, câte s-au făcut, adică dacă vrem un pic să ajutăm, nu? În caietul de sarge putem trece anumite lucruri. Nu? Mulțumesc. Da, deci să punem la vot punctul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Comentarii la punctul 11 din ordine de zi. Dacă sunt. Da. Punctul 11 din ordine de zi. Comentarii. Care că v-a Domnul Leghe, nu vă susțineți proiectul dumneavoastră? Eu cred, dacă îmi dați voie să vorbesc, domnul Liviu, sau mă faceți să vorbesc, cred că l-am susținut destul de bine, prin ce am enumerat, pe hârtiile astea. Cu siguranță, fiecare dintre cei prezenți și-a făcut timp să-l citească cap-coadă. Eu așa sper. Sigur. Pentru că, faptul că... Eu sunt inițiator, corect. Am propus, dumneavoastră l-ați citit, știți prea bine ce scrie în el. Dar când îți vediți, poate mai aveți ceva de adăugat, poate să mai detaliați, știu. Dar nu, este foarte simplu. Cu cât vorbim mai mult pe marginea unui subiect și cu cât adăugăm tot felul de chichițe și de liniuțe și de alineate, se pierde din substanța acelei cereri pe care am depus-o eu. Ea este simplă. Vrem să se vadă exact ce firmă, în maxim 10 zile de la data plății efectuate, primește o anumită sumă de bani de la primărie. Că o primește pentru flori, dacă e peste 5.000 de lei, sau că o primește pentru împins pietrișul pe stradă, vrem și noi să o vedem. Nu noi ca și consilieri, ci cetățenii comune. Mi se pare corect. Probabil că și până acum era legislația asta și ea exista, dar nu s-a aplicat. Nu știu dacă s-a aplicat sau nu, eu nu am văzut pe site-ul primăriei. Cred că este un prim pas. S-a discutat despre ea, măcar acum peste o lună, două, trei, cinci, putem să tragem de mânecă și zicem, uite, am discutat luna ianuarie, am votat un proiect de lege, sau nu știu dacă l-am votat, vedem acum următoarele de minute, și putem trage de mânecă pe cel care, pe legiuitor. Dacă nu se propun, dacă nu se respectă. Acum, eu ca și consilier nou, să vin și să zic că nu e nimica pe site-ul primăriei și așteptam ceva, mi se pare aiurea, pentru că o să-mi spună că da, că ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Ok, de azi înainte am făcut un proiect și vreau să-l văd că se pune în aplicare. Trebuia pus în aplicare și înainte. Corect, dar eu nu am cum să vin și să zic. Oricine ar putea veni, așa nu este. La achiziții publice, să întrebe. Să întrebe. Nu, domne, cât o costă lucra? Am văzut că o mers autogrederul, sau am văzut că s-a turnat asfalt. Cât o lucra? Așa e, domnul primar. Eu de exemplu. Legea a existat, practic. Știu că toate aceste... O secundă. Păi dar am condiții în care ei iei de 420 milioane, nu pot să știți ce se întâmplă? Eu, de exemplu, dacă mă uit pe site-ul Ministerului de Finanțe, știu unde să mă uit, văd toate cheltuielile. Dacă mă uit pe SEAP, văd toate cheltuielile. Dar vrea cineva pur și simplu să fie mai simplu să le vadă. Poate să vină și la primărie, oricând, la orice așa ori. Dar acum avem asta. Eu vreau un fiu transparent și de asta, da? Corect. Omul stă în masă și... Și o să știți să dumneavoastră. Eu sunt sigur că... Și de asta nici nu am cerut să argumentez, când pentru vrei că să faci altul lucru, atunci nu faci public nimica. Când vrei să faci treabă, și doar cu ajutorul vostru putem face treabă, să nu ne cramponăm de anumite chestii care, domne, stai să vezi că partidul ăla e mai mare, că ăla e mai micuț. Nu contează că eu de la PSD, dumneavoastră de la USR, domnul Remus de la UDPR sau domnul Petrică de la cei de la PNL. Contează să ne unim, să facem ceva. Astea n-au nicio relevanță. Pentru că am rămas în urmă. N-avem asfalt, n-avem nimica. N-avem gaz, n-avem canalizare. Și noi stăm și ne lăudăm că facem. Ce facem, domnul? Nu, eu am zis, de asta aici n-am vrut să intervin, pentru că, virgulă, cu cât intervin mai mult, cu atât se pierde. Deja am vorbit 2-3 minute și cred că era mai de folos să se citească articolul 1. Decât să stau, să vorbesc și să zicem că s-a putut face sau s-ar fi putut face și nu s-a făcut și tot așa.
cred că ar fi fost mai bine. Adică să-l întipărim în mintea fiecăruia că trebuie să apară pe primaria.ro la secțiunea informații publice două secțiuni, contracte și protocoale și plăți. Eu cred că e suficient. Deci... Da, deci vă mai ascult, domnului. Nu. Am o mică întrebare pentru domnul Roman. Conform legii, trebuie să dispuneți un responsabil cu protecția datelor persoanelor. Pentru că amenzile sunt așa de mari, de nepoftiți, de la 10 până la 20 de milioane de euro. Deci trebuie să dispuneți în decizii un reprezentant. Un responsabil cu protecția datelor personale. Deci să aveți în vedere treaba asta. Protecția, protecția, dacă aveți un responsabil la nivelul primăriei, ca toate datele, care... Avem procedură, avem sigur. Bun, e regulă, dacă este normal. Am avut și control, ce crezi? Dacă nu respectăm o iar am avut de la tine. Tu public tot ce... Păi nu poți să pui... Iar anumite lucruri. Iar ne-am avut de la tine. Subiectul nostru era altul și vă rugăm frumos să ținem cont de fiecare. În momentul când punem pe site toate pentru contractele sau ce vrea să urmăriți, acolo să apară și denumiri și nume și administrator. Data e trecut cu respectarea datelor personale. Dacă citiți toți, se trecut acolo. Siguranță, ne asumăm cu toate și că nu avem cum să punem, nu știu, tot felul de informații, CNP-ul sau alte chestii. Punctul 11, supunem la vot pe cine este pentru. Punctul 12, din ordine de zi, diverse. Comentarii. Cine se înscrie? Pentru comentarii la punctul 12, dacă nu sunt... Eu vreau să zic ceva, vreau să... Lăsați și domnul să spună și domnul să întreb eu. Vreau să mulțumesc cetățenilor în legătură cu gunoiul. Pentru că au înțeles, și drept dovadă că au înțeles, în luna lui ianuarie, anul trecut, am avut așa, ...102,18 tone, în luna lui ianuarie 2021, 38,86. Mare diferență. Mare diferență. Bine, trebuie să ne punem problema. Unde e gunoiul ăla acum? Da. Și asta, am văzut acum și gunoiul ăla, am văzut în toate numeroane cele cu carton, sticlă, cu reciclabile, sunt plini. Înainte, nu prea. Am făcut solicitare la cei de la Rompres, să ne mai aducă câte un rând de tomberoane, că văd că dau pe din afară. Păi da, dar vedeți că acum la dumneavoastră, la coborările la frunte, au pus alții. A fost eu, când au s-au oprit mașina... Și de ce nu le-ați luat numărul de mașină? Până să văd ăsta... Avem un caz postat pe mediul social, în care s-a filmat o mașină care a venit odată cu noi în mijlocul satului jos. Da. Două, da, da, da. Așa, unde? Și au plecat. La Tuta. În Tuta, în sat. Bine, o mașină mică, nu cu noi sau ceva. Și a scos gunoaiele din mașină. Și le-am lucrat ca pe câmp. Bine, asta e... La unul trebuie făcut o sesizare, probabil, către autorități. La poliție, da. Vă trebuie din vădut. Unde? Nu vă unde telefonul la mașină. Adică oricare dintre consilieri, oricare dintre cetățeni care vede o persoană să ia numărul de mașină, să sune la primărie. Exact. La poliție. Și cu, putem altfel. Și cu pupelele astea, de exemplu, la noi e cazul la deal de acolo unde stau eu, e lângă cărciumă. Este cărciumarul dimineața, om, pe tute când te duci, salut, n-ai ce să mai bai, n-ai nimic să mai bai. A pus și în ideea lângă cărciumă acolo, pentru că, vă dați seama, sunt sticli la cărciumă, sunt multe sticli, se pun acolo, sunt cartoane, sunt... Da, dar e dimineața la 7 de sticle, tu când te duci la 7 și un sfert, nu mai găsești. Bine, asta e ideea ca să se, să se schimbe mai des, să se colecteze mai des. Să se colecteze, eu nu zic că să-l am și o întrebare la domnul primar. Să se colecteze mai, de mai multe ori, ca să fie liber. Aia e toată ideea, doamne trece, că și la trebuie să faci multe ori, nu? Știți, când am demarat acest proiect cu gunoaiele, a fost vorba că o să dăm drumul și la utilajul primăriei. Când se va, când se va lua această? Trebuie să stabilim o zi. În primăvară, să stabilim o zi. Acum văd
dat seama, iar din frică, adică în primăvară. Dar întreabă cetățenii și nu trebuie să știm ce o să tot așa într-o ședință. Poate să vin aceea zi. Poftim? Nu. După aia ia cei de la Romărez dacă e sau altă chestie. Înainte cu o zi ar fi cel mai excelent. Ori înainte, ori după. Nu, înainte. Ori în fiecare să vântă că domnul ce ce. Sâmbăta e o zi de protestoare și mărie, o să ne dublu. Sâmbăta era ideea. Vedeți că pe 20 februarie intră în vigoare o lege dată aprobată de guvern, n-ai voie să arzi aluze. Le dăm la reciclat. Nu știu, referitor la tot la acest program cu reciclare, avem 4.000 de saci luate la ADIS și o să supunem cetățenii să se le dăm la fiecare gospodărie în parte și odată la două săptămâni să trecem noi cu tractorul, să stabilim prin anunțuri, prin sat, să scoată lumea la poartă și noi trecem cu remorca cu tractorul și să le colectăm. Dar da, vă dați seama că nu putem dintr-o dată să le facem pe toate. Suntem 35-14 la primării, să rămâi și aici, nu, pentru că lumea când vine, că am stat la coadă. Nu, dacă angajez, angajează. Și tot așa. Da? Adică... Trebuie echilibrat. Da, trebuie echilibrat treaba. Și am explicat și cetățenilor. Deci vorba de ce mi-a spus că unde este gunoiul. Referitor la... În lumea, înțeles, și nu mai îi spune cerușe, în primul rând, crengi, rumești, care... Acum și le crengi și cu funcțele de pe 9 februarie iese legele. Dacă te prins bar, iată. În primăvară e mai zi. Atunci o să trimitem tractorul ca să scoată lumea când taie via, nu, rălăciuga. Și rălăciuga aia care are foc, sobă, o ardă sobă. Să mai facă ceva pentru că o să trebuie. Eu nu știu să-mi mulțumesc de legere. Rălăciuga nu cred că o scoate, e la care scoate. Și ieri am fost sunat pentru că avem 6 miliarde de datori. Să vedem ce putem face. Trebuie să vedem ce putem face cu banii ăștia. Pentru că avem datorii 600 de mii de lei. Da, asta iar ajunge. De la primăvară, nu putem acum. Voi trimite luna viitoare, martie, în aprilie, personal de la primărie, casier, care să încaseze bani din poartă în poartă. Din poartă în poartă. Restanțiri. Dar de exemplu sunt și bătrânii care nu pot să ajungă la primărie. Multul chiar în domnul ați fi dacă uitați, că luna asta dau 100 de lei, luna viitoare dau 200 de lei. Că 5 lei aici, 5 lei acolo se strânge. Deci avem de anul trecut de încasat un miliard jumate. La gunoi. Dar noi avem datorii 6. Da, din păcate primăria întreabă la este un gaj. Pentru că nimeni nu și-a asumat lucrurile, au lăsat lucrurile așa, au zis, bă, hai să nu supărăm oameni, dar eu nu vreau să-i supăr. Eu vreau oamenii ca să înțeleagă ceea ce plătesc, de serviciu care îl plătesc și ce cum îi plătesc. Pentru că mă mai sunați și mie, doamne, ce fac cu asta? Doamne, ce să faci? Nu? Ce-i reciclabil du-l acolo? Cum ar trebui să ne civilizăm exact ca în afară. Da. Și trebuie să înțelegem că nu mai merge. Că din ce în ce se strânge șurubul și asta e viața. Nu că vreau eu. Să fim mai educați. Că până la urmă, dacă noi vrem să punem tot gunoiul, n-am nimic împotrivă. Doar că trebuie să scumpim gunoiul. Dar n-ar fi bine noi toți să fie pe regulă cât poți ți-a cântărit și dacă ai scoat... Păi așa e, domnul Petrică, dar nu se poate. Așa e, dar e complicat logic. Deci eu dacă scot 50, trebuie să fiu conștient, plătești 50. Să rămână. Păi am scot 50. Cine sunt măsoare? Ce cum vinea oamenii acum înainte vine și cântărește la fiecare față și nu mai poate dacă face să Păi nu știu, trebuie să vedem. Ea este angajatul la Căiuț. Păi da, dar cum și-o suspendat postul aici? Păi bănuiesc că ea, deci ar trebui, asta interesant. Pentru că legea îi dă voie, fără să anunțe
în 30 de zile de la angajare, sau poate nici acolo, noi știm, dar... Păi cum se muncească la negru? Adică și la primărie au început să lucrezi la negru de acum? Nu. E pe post de administrat. Bun, și poți să... Adică îmi plochezi mie postul aici și tu îți faci treburile. Că acolo în cererea care a lăsat-o dumnea ei, poate din motive personale, nu a scris că vreau să mă duc în altă parte. Deci din motive personale, nu? Că ai probleme, ai... Nu ca să te duci tu în altă parte la serviciu, că nu-ți convine de nou primar sau, nu știu, de noi consilieri. Puteți cere o adresă la primărie la Căliu? Păi nu, ar trebui o adresă făcută ca de prefectură, cred că. Cei care cu un punct de vedere, să vedem cum stă. Dacă știți că e acolo la Căliuț, și specificăm, domnule, să verifici la Căliuț. E angajată, nu? Și-a blocat postul. Și aparatul nostru contabil acum din primărie funcționează? Da, funcționează. Dar postul nu e ocupat, postul de contabil. Postul de contabil, șef, e suspendat aici. Noi am adus temporar contabil. Dacă vrei să stai acolo, stai acolo, la Căliuț. Vino, deblochează-ți postul. Nu? Dacă nu v-ați postat frumos, doamnă. Nu. Da. Că... Domnul primar, doamnă secretară, rog respectuos să-mi dați voie să plec să rezolv ceva. Domnul președinte, să știți... Vă rog frumos, două minute mai devreme să plec. Se poate face drumul ăla la noi acolo? Da, da. Adică amenajat totuși, nu cu caterpilar, cu grejer? Da. Pentru că eu nu am... Deci n-am cu nimic aia. Cine faci lucrarea sau ce faci. Nu mă interesează. Poate să iei contract cu, să zicem, unul și sub contract nu, să facă altceva cu grele. Nu putem. Nu are eficacitate sub nicio formă cu caterpilar. Domnul Petric, n-am adus autogrederul din cauza că dacă aducem... A fost înghețat. Știu că au fost mari probleme. A fost înghețat drumul. Dacă aduceam autogreder, trebuie un pic râcâit, băgate ghearele, dat pantă. Păi, vă dați seama că noi poate... Deci, lucru... Păi, tocmai de asta am trimis buldo excavatorul. Da, dar vedeți că în momentul în care se deziază și încete un pic să curgă apă, exact pe mijlocul drumului. Hai. Și se formează... Păi, bun, și atunci ce să fac? Să aduc autogrederul doar acum? Pentru că l-am zis să-l mai întreținem. La primăvară trebuie adus autogreder, cilindru compactor, să-l facă drumul bombat. Nu, eu mă zbat ca pe să fac de drumul. Pe partea asta nu merge drumul. Mă zbat și ieri am fost la o ședință, mă zbat să-l asfaltez. Dar în câtuși de cât să facem ceva. Pentru că suntem în urmă cu 20 de ani. Față de restul vecinilor. Nu, că toată lumea ne compară. Dom'le, uite, la Berzun s-a făcut asfalt, la Bogdana s-a făcut, la Bâlzănești s-a făcut. La Bogdănești, toate uite, Bogdănești, piste tot s-a făcut, numai la noi nu. Ați văzut, v-am arătat în ultimele două luni s-au cheltuit 15 miliarde. Cât asfalt se putea face, domn primar, cu el? 3 km. Nu. Drumul ăsta de aici, care îl facem acum, ne costă 9 milioane. Asfaltăm aici, în primăvară. Drumul de aici și la trotul Ștex, care de acolo ne vine o căruță de bani către noi, ne costă 9 miliarde. Ce acolo și trebuie reabilitat de foarte, foarte mult timp. Adică la câți bani? Păi vedeți, dacă noi numai anul trecut am dat 1.300.000. Foarte bine ce se... Am dat 1.300.000 de milioane pentru... Am dat 1.300.000 pentru întreținere. La drumul. Cu banii aia... În câțiva ani, în 7 ani, asfaltăm tot drumul. Toate drumurile. Cu întreținerea. Na, mai trebuie și întâi, că nu poți... Da. În 20 de ani, nu, eu nu vorbesc acum numai din fosta conducerii, da? Trebuia asfaltat, asta e. Fosta conducerii s-a lăudat când o intra, că domnule, asfaltăm tot. Și alții zic că trag gaz, alții zic că eu de ce n-am făcut. Uitați, pe timpul nostru era drumul bun. Păi și ei în luna lui octombrie au cheltuit 300 și ceva de milioane. Pe drumuri. Și eu când am intrat primarul, trebuie să trimit buldo excavatorul să radă toate drumurile. Eu acum n-aș vrea să intru chiar așa, dar totuși, păi dacă și s-a considerat că au fost cheltuieli, de ce s-a aprobat execuția bugetară? Păi ce să facem, domnul Petric? Nu aprobăm și atunci prefectura i-a luat atitudine. Pentru că în momentul în care nu aprob, prefectul trebuie să iei atitudine, de ce nu este aprobat? Vine auzit, doamna, și ia atitudine. Păi, nu? Și atunci se vadă toată lumea, domne, ce-a fost, cum s-o...
cum s-au cheltuit banii și pe cine au pus în funcție cetățenii, da? Ca să se reprezinte. Asta e toată situația. A fost depus o cerere de către domnul Roșu Petru Daniel. Consilierii vei cred că știu, domnul Dureanu, domnul Băcaru, Cernea, doamna Vicea, Bagă, așa. El a mai fost în ședință și a solicitat o concesiune de la un teren lângă el, în partea dreaptă spre Onești. Suprafața este de 2877 metri pătrați. Noi am mai băgat în Consiliu odată și s-a respins la momentul respectiv. A revenit cu cererea. Nu s-a vrut să se aprobe concesiune. Doar închiriere și nu s-a mai continuat. Ceva s-a aprobat a doua oară. Știu că am măsurat, am dus și până... Păi nu, după nu s-a mai băgat nimic în Consiliul Local. A fost doar o comisie la fața lui. Unde e terenul ăsta? Acolo locuiești cine a făcut cererea, dar terenul s-a aflat aici în jos. Terenul e lângă azilul ăsta. Terenul e lângă azil. Poliția chiară la prezidență. Dar nu-i de pășune ale... Nu-i de pășune. Bun. Noi am venit astăzi cererea. Domnul ăsta, cum îl cheamă, Roșu, el tot a venit, domnule, hai să faceți un contract, că ni s-a aprobat. Da. Nu așa au venit? Da, a venit, da. El știa că s-a aprobat. Eu am intrat un pic pe ședințele de anul trecut. Nu am văzut niciun proiect cu hotărâri, nu știu, fost spus. Ceea ce spuneți dumneavoastră că ați fost comisia, într-adevăr, există un proces verbal în care s-a constatat terenul, suprafață, limite acolo. Dar nu s-a mai băgat un nou proiect cu hotărâri să se aprobe. Și el vrea contract. Acum a zis, trebuie să reia procedura de la capăt. A depus această cerere și am zis în ideea să nu punem iar un proiect hotărâri fără să știți, dacă nu sunteți de acord, dar să vrem să vă luăm un aviz de principiu. Dacă sunt luna viitoare, băgăm un proiect hotărâri pe ordinea de zi. Terenul se află între Balta Vibirești și Arghie, nu? Rășarghie. Nu. La deal, către Târgu Ocru. Și către acum care au cumpărat de la Doltu. De la Doltu. Da. De la Doltu mai la deal, nu? Înspre Tână. La Vale. Nu, la Vale. De la Doltu, între Balta, care el mare concesiune acolo. Da. Deci el mare cu 3.000 de metri. Și acum, între el, între concesiunea lui și proprietarea, e o bucată de, nu știu, 2.000 de metri. Deci este 2.877 de metri. Vroia să facă atunci, care nu ziceau de cu joacă la copii, sau nu știu da. Și bun, exact lângă el. Da. Și dacă sunteți de acord... Și așa stă terenul. Deci haideți să punem la vot, pentru că eu am să menționez... Trebuie pus proiect pe ordinea de zi. Păi nu, am zis că luăm doar avizul de principiu. Da? Dacă sunteți de acord, ca luna viitoare să punem pe ordinea de zi un proiect. Stabilit, nu exact, ca să nu avem niciun fel de discuții. Pentru concesiune, da? Conform cerere. Câți ani se concesionează? Ia, câți ani se sunt semnat pentru Daniel, cu domiciliul în Târgu Trotuș. Prin prezidenta solicită aprobarea începerii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 1330 metri pătrați. Eu am citit mai jos, scuze. Teren arabil, proprietate privată a Comunei Târgu Trotuș. Deoarece sunt interesat să concesionez acest teren ce se află în vecinătatea terenului concesionat în suprafață de 2877 metri pătrați prin contractul numărul 22 din 2012 și pe care am autorizație de construcție, zonă de agrement, odihnă și pescuit și vreau să-mi dezvolt afacerea ca un potențial agent economic. Deci, este 1330. Nu specific. Și legea cum spune? Când trei maxim 49 de ani. Tot prelungim cu maxim. Nu ne-a drumat. Puneți cât vreți ca să nu spun. Dar vedeți că este și minim cât este. Cum? Și minim este. Deci mai puțin de 10 ani mai este. 10 ani, 49 sau 25. Dar hotărâți voi, adică nu voi depune proiectul. Toată perioada contractului nu are voie să depășească 49 de ani, cu totul prelungit. Vorbesc că este un practic la care plecăm. O să vedem. Da. Nu, vreau să vă spuneți la vot.
N-ați înțeles că pentru a aproba să pună pe proiect de hotărâre. Asta e o perioadă. Puneți-o, puneți-o pe ordine. Pe ce perioadă, Daniel? Păi atunci ce au să fie, atunci nu o să puneți. 12 consilieri, da? Sunt 15 fonduri, registre. Luna decembrie am aprobat un proiect, o hotărâre, ați aprobat dumneavoastră, cu audiențele pe care dumneavoastră sunteți obligați să țineți conform legii. Mandatul trecut am făcut eu greșeala de a-mi dat acasă acelui registre. Că fiecare a spus, băi, că mă mai întâlnesc acasă, cum vecin, cu nu știu ce, nu mai am niciun registru din alea de aici. Nimeni nu a mai adus. Dar cine? Nu mi-a adus nimeni nimic. Conform hotărârii, locul unde trebuie să ținem așa e primăria. Și de asta am considerat, o să le lăsăm acolo. Da. Cu rugămintea ca fiecare să mai veniți să respectați graficul ăla. Dar era un grafic, parcă s-a venit atunci există. În care. Da, există. Okay. Da? Da. Okay. Aceasta declară închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumim.